L-avem pe Fata, care va juca Batrider, Fucking Mad cu Venomancer, Paris cu Lifestealer, Miguel cu Centaur și Pass va fi Rasta. Și pentru Team Liquid o să-l avem pe TC jucând acest Scary Ember Spirit. Quake va se va duce mid cu Invoker, Demon va juca suport pe Bane, o să-l avem offlane pe Bulba cu Darkseer și Way Too Sexy va juca pe Visage. Sau Visage. Sau mai multe denumiri. Sau mai multe denumiri. Am avut o discuție lungă pe stream-ul de la CD Nullis, că de ce zicem Visage și nu Visage, de ce zicem Quakeva și nu Coachva și, sau invers și Coachva. Havost, Coachva. Că e Hvost și nu Havost și e invers și e... Și de ce viața nu e cum și-au dorit alții să fie? Discuții interminabile pe această temă. Îți zice amuzant e bine? E așa ușor retardat, te uiți la el. E un pic ciudat. Pare un pic strâmb așa. E așa, ceva nereușit, Alien vs Predator, partea a 6-a, buget redus, părerea mea. Dar vezi că el se uită mereu în sus. Da, păi e orgolios, e cu nasul pe sus, merge Bane pe acolo. El știe chestia aia de prin București cu privește cerul, e tagul ăla. Privește cerul, frumos. Nu știi tagul ăla faimos? Da, știu, sunt surprins. E scris pe toți pereții, așa, trebuie să te inspire. Privește minimapul, ar trebui spus, convertit așa pentru Dota, din când în când să mai privești și minimapul. Eventual după fiecare creep pe care îl iei, ca să nu mai plângi că nu ți s-a zis miss. Da, avem Darkseer-ul care se va duce jos, are deja băgat în Iron Shell, nu știu dacă e neapărat un lucru bun, un jiggling relativ bun făcut de Lifestealer, ceea ce înseamnă că ia să-l vedem pe fucking mad. Stai că între timp cred că o să avem First Blood pe midway. Tu are aici, a prins DD, a prins aici slow pe Fata. Uite cât de tare dă Visage în el. Și mai trebuie vreo 2-3 bucăți, dar s-a băgat foarte cât bine de în copaci. Cât de mici a luat acolo Demon, nu vine să cred. Foarte bine a dat acolo cu Sticky Napalm. Și Fucky Mad văd că n-a skillat. Tot aștept să văd dacă o să bagem prima sau un Poison Sting. Demon tot a vrut să-i dea Brainsap și a luat 2 bucăți de la turn. Numai să-i dea Brainsap acolo lui Batrider. Da. Între timp TC stă singur acolo împotriva lui Centaur. Nu pare că o duce foarte rău cu acest Emba Spirit. Emba Spirit, Și tot n-a băgat în skill Venomancer-ul nimic. Stau să mă gândesc așa dacă e o alegere inteligentă, pentru că a observat de vreme că a băgat Iron Shield, ceea ce înseamnă că n-are Surge. Atunci poți să-i dai slow și să-l bați. Mai ales că Pass văd că s-a decis să nu dubleze creep și încearcă să-l prindă acolo, dar nu merge. Măcar să-l țină departe de creep wave. Și mid acolo s-ar putea să vedem ceva. Fii atent la Demon. Demon se duce și încă după curier. Nu, de nu ce s-a dus după curier? Fii atent că s-ar putea să facă Fata frag, pentru că și-a dat acolo heal-ul și are foc, dar nu se duce după el. Nu se duce. A putea să aibă slip. Bă, cred că putea să se ducă, pentru că da, are știa doar care... Și da, știa asta dacă ar fi fost atent. Nu știu de ce a fost... A vrut acolo Dima să se ducă după curier, că Fata mai avea foarte puțin HP. Cred că o bucată și un Brainsap. Da, dacă îi prindea bucata, automat îi prindea și Brainsap. Cred că trebuia totuși vreo 2 bucăți. A văzut găină, nu se poate abține când a văzut găina. S-a dus după ea, uite. Bulba deja a părăsit linia de jos. Uite ce înseamnă să-ți vină acolo un Venomancer și să conteze jiggling-ul ăla. S-a dus la el în pădure. Timp în care Demon văd că e prieten bun cu... fii atent ce ward a pus, incredibil. Mamă, ăștia chiar ce vor să omoare curierul. Vor să omoare curierul, da. Doar că mai sunt 30 de secunde și uite că vine. Mamă, dacă îl prinde cu sticluța. Dumnezeule, surpriză acolo, Demon. Da. Ia oră să se retragă Fata. Interesant joc. Bun ward-ul ăsta e de reținut acolo, vii... Incognito prin pădure și Nu cred. Mă, ce se întâmplă aici? L-a trimis înapoi și se întâlnește acolo cu el și o bucată. Încă una reușește să-l omoare acolo. Da, îi aduce sticla și nu cred că a fost un schimb foarte bun. A fost și First Blood. A dat și First Blood, a ajuns și sticla la Batrider. Eu știu până la urmă. Și băi, deja trecuse de minutul 3. Dacă era cineva atent și făcea și pauză! Curierul mare, zis, yeah! Se bucură acolo Fata. Da, a pus pauză ca să-i scrie. Uite, două puncte X aici de la Demon. Se lasă și cu Sorigo. Oh, ce repede. E interesant cum l-a întors atunci în drum. Aia mi-a plăcut. Părea că, băi, oare știe, oare vede acolo turnul suficient de mult. Da,
Interesant jucat. Și fii atent sus acolo, deci are probleme destul de mari. Încă o bucată și cred că dacă venea Double Edge-ul se ducea direct la fântână. Level 4 pe Centaur, spre deosebire de Darkseid, care este de-abia level 2. Uite că Miguel a băgat 2 puncte în Hoofstomp, ceva ce nu vezi foarte des pe Centaur. De ce mai multe ori vrei să maxezi Double Edge? E ceva mai bun, să spunem? Eu știu. Oare chiar are nevoie de 0.25 de secunde în punct de în plus? Costă și mai multă mana Hoofstomp-ul dacă rămărești. Discutabil. Cine știe, poate... Da, nu găsesc. Nu, nu văd absolut niciun motiv pentru care n-ai băgat în Double Edge. Na, eu știu, fiecare cu stilul unic. Îți crește și mana de la 85 la 100, adică... Dă ceva mai mult damage, dar... E, știi el ce știi. Da. Că gândește, la una, poate dacă tot a făcut asta o să maxeze stomp-ul și 2.75 să zicem că totuși o să se simtă... Bă, că a tras acolo creepy. Dar cumva au fost blocați de doi Intel. Oh, mamă, dacă îi dădea un stun aici, Dumnezeule! Dumnezeule, cât damage își lua way-to de la absolut toată lumea. N-a fost acolo Miguel pe fază. Eu fi fost frică și de Ember Spirit. Cred că e și puțin teamă dacă nu avea... Nu vedea prea multe acolo. Bă, Liquid nu stau prea bine. Văd că Bane-ul a rotit jos și e încă level 1. Și vedem un engage acolo pe Miguel. A dat stun-ul și Liquid way-to sexy reușește să facă frag acolo. Nu prea l-a ajutat stomp-ul ăla. Da, ai văzut 0.25 secunde în plus, putea să scape la faza asta. Nu, asta e de-aia calculată să ia fragul suport întotdeauna dacă o să dea pe tine. Și fii atent că way too sexy done cum a scăpat acolo. I-au dat, i-a dat satirul shockwave, mai are foarte puțin HP. Da, se duce spre baza way too sexy. 1 la 1 momentan. First blood pentru Sigma Int, fiindcă a vrut Demon acolo să omoare curierul, dar uite că acum s-a dus jos, o să fac aici niște XP. Sykes se bagă după el în turn Paris acolo și a dat și Rage, a venit și Gale și Dior. Urmează slip-ul, da, își dă foarte bine la timp acolo, dar insuficient pentru că Paris are deja level 6, reușește să facă damage cu ultimata. Da, nu te joci cu lifesteal. Ai văzut, a mai reușit acolo, a dat cum trebuie, dar dacă n-ai suficientă viață. I-a dat destul de mult în jos, că Bulba s-a dus acolo, a stat pe linie, nu a făcut experiență, putea de la început să se ducă la el în pădure. Când a văzut că linia nu ține cu el și e destul de avansată, senzația mea că trebuia instant să plece, mai ales când știa că suporții sunt prezenți jos. Da. Tocmai ce vreau să zic, uite ce bine că stă Demon acolo, mai face și el niște XP și s-a gândit Paris că mă duc direct pe el, nici mă interesează de turn, de orice. Și foarte bine a făcut un kill ușor pentru cei de la Sigma, 2 la 1. Oricum e minutul 6 și Centaur mai are puțin și face level 6, ceea ce înseamnă că o să vedem acțiune puternică din partea băieților de la Sigma. Și oarecum mă bucur că te-am trădat, pentru că dacă reușești să câștige cu picurile astea o să mă simt ușor mai bine. Și fii atent, fata acolo s-a activat, dar nu are cum să îl prindă. S-a dat foarte rapid în spate, are și face boots. Are speed destul de mare. Da, poate cu un punct în flame break l-ar fi aruncat puțin în direcția lui, dar așa nu are cum să-l prindă pe invoker, într-adevăr. Foarte puțin mai are Miguel până la 6, încă un creep. 12 XP mai are nevoie. Între timp, Paris aici a farmat nestingherit, 48 de creep, 22 de dineri. Nu era nimeni pe lane, dar tot asta să dea fiecare din aia acolo. Și face Midas din ce văd. Are Gloves of Haste. Păi merge, dacă asta singur pe linie are și Facebook deja. Free farm total pentru el. Plus da, că le convine să farmeze, părerea chestia mea. E că următorii 3 sunt de la Liquid. Și Miguel a făcut 6. S-ar putea să vedem un combo acolo cu fata, pentru că acum cu ultima ta de Centaur eu cred că îl prinde pe Koikova dacă e atent. Doar că i s-a cam terminat flacăra. Chestia e că în general ai vrea să ții ultimata de Centaur pentru după la sau. Deci de la sau și apoi îl tragi. E, uite, vezi, acum trebuie să-l folosești ca să-l prinzi, pentru că cu facebook-urile alea nu prea reuși. Faci asta până când îți pui dagger și după aia faci combinația ta la orice oră. Și cred că o să... Da, uite, are hoofstomp de 3. S-ar putea să-l vedem un gang mid. Fii atent că se uite, îl vede pe way too sexy. Foarte bine stă acolo și... Oare o să vedem un engage aici, se duce după el și a slow, reușește să dea hoofstomp, bucată, îi dă și double edge acolo, dar insuficient. Poate cu un double edge de 3.
Opa! Încearcă să-l prindă acolo pe Coicova. Foarte bine a dat Tornada. L-a prins la fix acolo pe pas fix când să dea și el o magie. Și un primul fail aici al ultimății de Centaur. Te mai bucuri că ții cu cei de la Sigma? Băi, mă bucur, dar sper să nu greșească aici. Uite, deja și-au dublat. Fii atent ce face fata, că o să se ducă și în partea cealaltă, unde și acolo sunt dublați neutri. Și o să fac o grămadă de bani. Are 1700. Uite, face dagger-ul 100%, timp în care sus văd că au pus presiune pe turn, dar deja au dat un glyph și e prezent acolo Miguel. Și da, vine, n-a cumpărat încă dagger-ul, ci vine mid acolo, vine un TP pentru Venomancer, care are probleme, fucking man, că tot vorbeam de el acolo, l-a săltat și uite cât de repede a murit. Ce înseamnă să ai un invoker de level 1 care are și Midas și a început să toarne în tine bucăți. A stat un pic, am avansat acolo și a luat toate magiile și Tornada și MP și Cold Snap. Da, n-ai cum să scapi de Invoker jucat cu Aswex, cu Cold Snap-ul ăla, nu te miști de pe loc. Dacă îți prinde și MP-ul nu mai dai nicio vrajă, na, era mâncat acolo Venomancer-ul. La fel cum s-a dus Demon acolo jos cu Bane-ul, cam aceeași situație. Suporții nu trebuie să stai așa singuri, nu în match-ul ăsta, aparent. Văd că se adună aici 4 pentru cei de la Liquid și Bulba. Vine întăriți și din spate și fii atent că fata împreună cu Fucky Matt sunt în smoke și dacă o să-l salte acolo pe Miguel e posibil să vedem un counter și Fucky Matt reușește să dea acolo un slow. Ultimata lui Centaur foarte bine combinată cu fata și uite că au reușit să facă acolo frag, îl aleargă pe Bulba, dar nu știu dacă e un lucru prea bun pentru că oricum poate să-și dea surge. Uite că a și fugit iepurașul, a băgat viteza acolo. Au reușit un kill, au apărat turnul, n-a fost rău. Fata a reușit să ia haste din fața lui Coicova. După ce folosise și regenul Batrider, da, foarte mare. Supărată, nu-i convine. A zis, mă duc la mine în pădure. Mă, o să dau Midas pe un centaur. Timp în care Bane, care e un erou puternic, stă și încearcă să facă level, știe că o să aibă nevoie de ultimata aia, pentru că fără ea e un pic mai greu, mai ales că asta deja e level 5 și s-ar putea să vedem niște inițieri direct în turn. Venomancer văd că și el și-a băgat în plug wards și le face cât mai puternice, deci au cu ce să pușeze și să pună în față fără să se riște. Da. Eu ți-am zis de Demon că e playmaker, el nu poate să stea așa, să pună ward-uri, el trebuie să facă level, se bage la luptă, nu... Și cred că o să încerce un Nyx bomb acolo mid, pentru că Lifestealer tot așteaptă pe lângă Batrider. Și cred că sus o să vedem un pic de deny sau ia să vedem, se riscă să se bage și dați amândoi și tu Venomancer. Așa au reușit acolo să dea deny-ul. I-a dat foarte bine slow acolo, vine Surge-ul și fata este împreună cu Lifestealer-ul acolo prezent. Și da, a început să-l ia la bucăți, fii atent că TC pur și simplu s-a sorbit acolo, fii atent și vizajul are probleme în acest moment, l-a tras acolo. Foarte mult damage reușește să dea Paris și da, au reușit să omoare doi eroi destul de puternici cu prețul unui suport care a cam mai murit el așa. Și da, timp în care jos, dacă ne uităm, Shadow Shaman deja pune presiune singur pe turn, Bane n-are ce să facă, n-are level 6 și Paris este aici, a început să-l ia pe Coicova la întrebări, fii atent cât damage a reușit să-i dea, sentry pus și încă o bucată, da, fac frag acolo, turnul nu mai are foarte multă viață, o să mai vină un TP aici, este prezent Bulba care nu are mana prea multă și într-un final Lifestealer-ul reușește să ia turnul. Uite ce înseamnă mobilitatea asta. Te bagi într-un erou, te duci sus, ganghezi, dai TP jos, gata, ești la următoarea bătălie. Foarte bine le-a mers, da, jocul celor din Sigma. Nu știu Bulba de ce s-a teleportat cu 100 mana. Putea la fel de bine să iocă în bază, chiar nu avea cu ce să ajute aici. Niște decizii puțin ciudate în partea celor de la Liquid. Dar, oricum, 6-3, primul Farmer Life, de următorii 3 tot de la Liquid. Să ne uităm la Network, totuși. Uite, puțin trăda, puțin Batrider are totuși 4300 netorf acolo. Ei, a mers, ce, n-ai cum să zici, a mers bine de tot acolo. Trebuie să vedem member-ul ăsta dacă ajunge destul de mare jucat pe poziția asta de main carry, dacă vrei. Cred că ideea cu Hufstomp maxat e că la un moment dat o să-ți crească Nyx-ul. Uite, exact în minutul ăsta 12 dă foarte mult damage și contează fix aproape secunda aia în plus, plus 75, pentru că mai apucă să dea vreo două lovituri dacă e pompat. Da. Da, ar merge o reluare acum.
Să băgăm o reluare. Uite, aici a prins foarte bine Gale-ul pe TC, dar nu mai avea nicio șansă. A avântat cam mult, vrea să se dea în spate. Poc, uite cât stă acolo și vine și dă ăsta toate bucățile din joc. Și uite aici, ultima tangentă, uite cât de departe l-a tras. Și putea să tragă și mai departe dacă vrea. Și cred că vom vedea un engage mid aici, că se tot dau ping-uri și centaurul are ultimate, e prezent și Shadow Shaman-ul care... Într-adevăr, uite, e o combinație, cred că asta e cea mai bună combinație din tot jocul pe care n-am observat-o. Shamanul ăsta se mișcă foarte, foarte încet și are disable-uri foarte bune, așa că cu ultima ta de centaur vine, îți dă hex, îți dă și plasă, apucă să-și facă aproape tot combo-ul care contează. Sau dacă nu îi prinde din urmă, vine un Gale de la Venomancer și... Hai să vedem dacă o să reușească să apere turnul ăsta, l-au saltat pe Batrider acolo, a venit și EMP, ultimata de centaur îl trage, nu reușește să scape și Miguel, Miguel prinde acolo ultimata de Bane în brațe și nu reușește să dea acolo nici măcar Hoofstomp. Oolo, au probleme foarte mari băieții din Sigma, dar cu toate astea au reușit să ia turnul. Au dat totuși 3 vieți pentru chestia asta și chiar și Lifestealer-ul era să moară la... engage-ul acela. Nu au apucat să-și dea magiile și bună inițiere acolo pe Batrider, pentru că având acel dagger oricând poate să te salte indiferent cum e poziționat. Da, bine jucat și gândește că n-a fost wall-ul de la Bulba, mă rog, încă nu a băgat punct în wall ca să fie clar, dar când o să vină și elementul ăsta în joc, o să fie periculos rău. Așa e când, când te duci pe offline, 6 la 6 stai deja un minut și te întorci în pădure. 6 la 6, uite la niște grafice, uite, 0 gold, XP-ul chiar în favoarea celor de la Liquid. Deci au dus-o bine cei de la Sigma până acum, dar dacă mai fac o prostie de asta, deja o să le scape jocul puțin de sub control. Nu sunt chiar atât de sigur, pentru că Centaur are vreo 1800 gold, o să conteze foarte mult dacă apucă dagger-ul ăla. Da. Nu știu, are bani și Shadow Shaman-ul și toată lumea acum au itemele necesare. Da, ce drept, dacă e să comparăm suporții de la Sigma cu cei de la Liquid, se vede o diferență aici destul de mare la net worth. Da, păi, contează inițial, dacă a greșit odată invocerul la o bătaie, nu cred că au cum să întoarcă rezultatul, pentru că Darkseer-ul n-are încă wall-ul, are totuși vacuum de 3, dar dacă nu reușește invocerul să facă combinația aia. Și că vorbeam de invoker acolo, l-a săltat pe fata care a fost mult prea în față acolo, nu înțeleg cum reușește să fie prins așa în offside. Eu mă plimeam cu camera așa la nimereală pe ecran, nici nu știam că se... nu mă așteptam să moară acolo Batrider-ul. Și cu toate astea, Lifestealer-ul a reușit să ia turnul de sus. Văd că o să-și facă sange și așa vrea să facă build-ul lui Loda ăla de avion rapid. Apasă, da. Facebook, vine pe tine și gata, s-a terminat jocul. Și nu e rău deloc, poate să prindă din urmă cam pe oricine. Mai puțin pe Darkseer, dar în rest o să-i cam prindă din urmă pe restul. Depinde dacă e prezent acolo și Shadow Shaman, că oricum când vine, vine cu tot cu centaur la pachet, adică nu cu ultimat acolo și Lifestealer-ul e un pic aproape de eroi adversi. Nu prea au cum să-l omoare, că se mișcă și repede, are și imunitate la magie atunci când dorește. A prins și un haste acum. E un cățeluș rapid. A început să apară și primele seturi de Lifestealer. Am și eu unul, dar nu prea îmi place cum arată. Trebuie să găsești ceva mai interesant. Și facem 3 dacă vrei. Golden Baby Lifestealer. Da. Ar fi o combinație. Aștept să văd centaurul ăsta în acțiune cu dagger. Că l-a pus destul de bine, având în vedere că ceilalți nu prea au iteme serioase. Uite-te și tu, ne uităm la Ember. Are 2400 gold, dar nu prea are altceva pe el. Și avem un smoke acolo dat de Team Liquid, s-ar putea să-l prinde, ia, îl prinde. Frumos fucking mad, am mai stat nițel și cred că o să-l prinde acolo, vine tornadă, vine EMP, oare o să apuce ultimată? Ar fi apucat ultimată acolo, nu vine să cred că a avut gem pe el, foarte bine a sărit centaurul acolo, prinde foarte multă lume, double edge-ul ăla dă enorm de mult damage și nu vine să cred cum a întors aici, Sigma sare acolo fata și da, l-a stins pe Bane. TC nu mai are ce să mai facă, încearcă să fugă, văd că s-a băgat acolo Lifestealer-ul în el și pur și simplu au dat foarte mult damage, într-un final au turnat, invoker-ul trebuie să-și dea TP, își dă văd că la turn încearcă să facă ceva acolo cu Paris, dar nu o să reușească, da, uite, vezi ce înseamnă să pornești cu tornadă și EMP pe acel Venomancer, care m-am uitat atent la el, ar fi putut să dea ultimata, să o arunce atunci în aer înainte să îi se ducă mana. Dar interesant jocul. Și deja a reușit să întoarcă
Exact ce ziceai tu, blinkul ăla pe centaur. Mult mi-a prins acolo și aia, deci Hufson exact, și Double Edge a făcut foarte mult. Ia să vedem reluarea că... Deci dacă nu era blinkul de la centaur, nu cred că mai drăgeau aici Sigma. A sărit și TC foarte agresiv în față. Uite câtă mana a consumat TC până în punctul ăsta, doar ca să-l omoare pe Venomancer. 3 a prins. Stun pe 3, Double Edge pe 2. Pachete. Mă mir că a reușit aici TC să supraviețească măcar în prima parte, că până la urmă tot a... Nu, au sărit, dar fii atent că și acolo a făcut jucuri frumoase, dar așa e când se mișcă Lifestealer-ul rapid, are și ultimată. Poc! Uite, a mai scăpat acolo, da. A reușit măcar să-l omoare pe centaur. Mamă, șmecher, dar... șmecheră rău bătălia asta. Da. Și și-a luat și gemul înapoi, fac imed, acum l-a pus la pachet. Trebuie să aibă grijă foarte mare invocuri pe cine inițiază cu tornada aia, pentru că dacă îl iei pe cel mai sărman, nu reușești să faci nimic. Și dacă le uită, mamă, tu ai văzut că are dagger? Da, chiar asta mă uitam și mai devreme. Mă uitam pe el. Două cu dagger acum. Două daggere, da. Sare cu un stomp, dacă aici era daggere, cineva care să scape acolo la limită, îi dă hex. Și din nou acolo fucking mad a fost prins, nu vine să cred că câte magii au fost folosite acolo. Bă, că fata a sărit și da, îl trage acolo pe bulba aia, să vedem cât de repede se mișcă. Mă, nu se mișcă chiar așa de repede, cum ziceai tu. A sărit acolo, reușește să dea hoofstomp, dă și double edge. Koikova are probleme, puțină viață mai are bulba acolo. Să vedem dacă centaurul o să scape, primește acolo o urnă, pari se duce și le ia la bucăți pe demon. Dar nu cred foarte că o să reușească să facă chase-ul, da. L-a salvat acolo, dar nu contează, văd că s-a băgat în Liliac și în câteva secunde o să avem și Forstaff și Dagger dacă continuă să facă chase-ul, dar văd că s-a retras. Îl duce la farm. Îl duce la farm, frate, e taxiu, nu... Meciul ăsta e taxiu, Batrider-ul. Foarte bine a dat TC acolo shackle-urile acelea. Încep să cred că lasă pe fucking mad intenționat să îl ia, să dea ultimată de pain, să dea și vacuum pentru el și după aia să poată să întoarcă situația, pentru că e o chestie strategică aici. Iar a sărit foarte bine Miguel. Da, se mișcă bine pe centaurul ăla. A prins la fix de fiecare dată cu dagger. 10 la 10 în minutul 20. Să ne uităm la grafice. Vreo 2000 favoraceri de la Sigma pentru gold și XP e aproape de 0. Cel mai echilibrat joc pe care l-am avut într-o perioadă destul de lungă, așa. Nu mi-amintesc ultimul joc de anvergura asta. Da. Uite-te, Emperor Spirit. Viitorul sună bine. Uite-te la el, da? Ce minute? Minutul 20. Are aceleași iteme pe care le avea și până acum. Și a luat Dumitriu. Da, și l-a luat, dar nu l-are pe el. Adică 20 de minute, nu știu, a avut la un moment dat 2400 gold efectiv degeaba. Cred că face dezolator. Și în momentul ăla o să înceapă să dea foarte mult damage. Adică Venomancer și cura asta o să aibă probleme mari dacă o să stea în preajma lui și dacă nu o să-l dea jos repede. Dar până atunci mai e. Și cred că o să vedem bătaie jos acolo, pentru că fata e în smoke și lifestealer-ul, ia să vedem, în 7 secunde o să aibă ultimată. O, Dumnezeule, sunt un pic anstrânși acolo, nu știu dacă vor să fie chiar așa. A activat flăcările fata, ia să vedem dacă o să tragă pe cineva, s-a băgat și... Fest! Un pic cam departe, a sărit acolo la... A sărit la shop, a crezut că prinde pe cineva acolo, dar nu, s-au retras foarte bine. Stai că au intrat în smoke, Liquid nu s-au retras, pur și simplu s-au dat puțin înapoi. Doar că Miguel are invizibilitate, o să se întâlnească cu ei probabil. Nu, și, nu fii nu. Atent că se mișcă bine. Dar e prezent acolo încă puțin și se duce invizibilitatea, cred că o să-i vadă, da, l-a Wait, văzut acolo. Ieșit? O așteptăm aici, foarte bine a sărit acolo. Miguel a ratat stun-ul, fucking mad a dat ultimata pe nimic și wall vacuum, vai de capul meu ce bine a intrat acolo, dar Paris acum a început să dea bucăți după Koikva. Între timp, mamă, fighter peste tot, Koikva cred că a reușit să scape acolo de Paris, cel puțin pentru moment și da, deja se retrage lifestealer-ul, a sărit și TC a încercat acolo să dea niște chains. 2 la 0 momentan și nu pare că o să continue lupta. Oh, stai, pas, l-a prins pe Demon, dar a venit imediat TC, nu știu de ce a ieșit pas acolo, era încă în invis. O să pice aici și... Bulba nu mai are foarte multă viață și să vedem dacă se reușească foarte bine. Dar acolo Farstaff, Demon nu mai are foarte mult HP, dar se dă în spate și Bulba a găsit un regen. Da, un fight reușit pentru Liquid, care Koikova acolo a avut un pic de probleme. Să vedem dacă se reușească Paris să facă ceva. Dă ultimata centaur, da, s-a băgat acolo rapid în invizibilitate. Cu Ghost Walk-ul ăla se mișcă fenomenal. Am avut impresia că a mers ultimata lui Centaur pentru ei când și-a dat gosta că se mișcă da, atât de repede. Da, mergeau așa, în același timp. Da, o reluare că a fost D-Tie fight-ul. De aici așa, a făcut reveal prima dată Way2, Koikva a ratat tornada cu totul, fucking mad, și-a luat acolo damage de la ceva și n-a apucat să dea force staff și ulti, a dat direct ulti.
TC se plimba pe acolo pe hartă, dar n-a reușit să mai facă niciun kill. Și Paris, vezi, a fost plimbat prin toate direcțiile. Între timp l-au prins acolo pe centaur și văd că Paris începe să dea acolo bucăți în bulba. Nu mai are foarte multă viață, încă una, două, dar se retrage. Acolo văd că s-a băgat într-un creep, e prezent aici și TC care reușește să dea un pic de damage. Și uite că îl prinde până în urmă fata pe bulba. Acolo vine și EMP-ul care o să-l trăiască pe Paris. Nu mai are acesta prea multă mana și cred că o să fie nevoit să se retragă. Încă puțin fac imediat să vedem dacă o să dea slow. Nu, nu apucă să dea slow acolo și din nou un teamfight reușit pentru Liquid care... Da, într-adevăr, au crescut așa, 16-11, au redus din diferența. Au luat și turnul, au făcut și o grămadă de kill-uri. Încă n-a murit lifestealer-ul și e primul la net worth, dar următorii 3 sunt de la Liquid și chestia asta se cam simte. Ember și-a terminat și dezolatorul. Acum apasă odată pe W și pune pe toți efectul ăla de minus 7, armă. Minus 7 e acum? Minus 7, da. A, că am greșit-o acolo centaurul, că s-a apropiat de turn și când l-am văzut invocurile, oh, ești singur, pac, i-a aruncat tornadă, tot ce a trebuit acolo. Și ia să-l vedem pe Bane, oare să se întâlnească acolo cu partidul când l-a văzut, s-a dat înapoi. A zis, bă, hai pe el. Oh, nu, nu cred că mai apucă să dea ceva. Ia, dagger, dagger? Nu. Era și în direcția potrivită. Senzația mea e că oricine inițiază aici, dacă nu cumva inițiază greșit, câștigă 100% teamfight-ul. Și avem deja un smoke dat. Oare o să încerce cineva ceva pe Miguel? Nu cred că sunt destul de departe eroi adversi. Se mișcă foarte repede Paris cu Sanji și așa. Acela, a, găsit aici un stack. E și asta bun? E și asta bun. Acceptăm orice. Restul echipei între timp stă aici, fata e... activat acolo un Firefly, așteaptă să prindă ceva. Dar sunt buni și Ancienti, precum spuneam. O să-i mulțumesc cu Ancienti, ba chiar o să-i lase pe ăștia doi ca să... ca să nu se mai spawneze. Da. Și văd că unde se duce la asta o tactică. Uite, le-a mai dat câteva bucăți. Doar așa că au fost nesimțiți, au venit acolo să se bage cu el în seamă. Ciudă. Bă, te bagi în seamă cu șmecherii. Du-te înapoi, era două palme, a trimis la slotul lor. Ești, întoarce-te la stația ta, dragul meu neutral. Încă e tier 1 ăsta în picioare pentru Sigma pe mid și ăsta e un turn destul de important fiindcă le permite eroilor să se ducă oriunde pe hartă foarte rapid, precum puteți vedea în desenul meu absolut mirific. Da, e... Alea sunt direcțiile, chopsticks, înțeleg? Da, într-adevăr. Aștept acum să văd următorul fight, cred că o să se regrupeze Sigma, am așa un sentiment din asta. Urmează un smoke ceva, o combinație. Tot ai tu încredere în ei. Au nevoie de un stand de la centaur foarte bun, prins tot așa pe vreo 3, cel puțin 3, ca să se simtă bine. Altfel o să vină iară, parcă văd vacuum wall și din punctul ăla e cam greu să revin fight. Și fii atent că se dă un ping acolo, ia să vedem Coicova dacă o să fie Coicova zeri. Are hex deja. Apropo că meciul trecut am ratat hex-ul, acum știm de el. Doar că nu are cu cine să continue acolo pe fata și... e prezent și lifestealer. Cred că poate să-l bată să singur. Ia, oare o să încerce? Deci o să fie calic? Cu cold snap și hex. Nu, l-a văzut acolo pe gul. L-a văzut și nu vrea să se bage. E interesant să joci la scout și cu asta și cred că... Nu, nu o să dea în el pentru că nu are cum să facă chase. E riscant să-și dea force staff pe stâncă. Și fii atent acolo jos, Miguel s-ar putea să se întâlnească cu TC, dar într-adevăr îi dă destul de mult damage, dar mai mult își ia el și l-a trimis înapoi. Când a văzut că e de scandal, s-a retras. Fata văd că l-are înăuntru pe lifestealer și că s-a apucat să farmeze, nu vrea să se ducă undeva momentan. Și lifestealer se uită din interior. Ce frumos farmezi, fata. S-a plictisit. A zis, bă, dacă nu vrei să faci gang, nu-i nimic, ies de aici și fac un pic de scandal cu creepy. Basherul meu, Sanji și așa și Basher. Bă, în curând nu mai e mult până la abisalul ăla și abisalul să zicem că o să se simtă. Da, pe are nevoie, ai văzut la ultimele fight-uri, pur și simplu scapă toată lumea de el, cu tot Sanji și așa nu are încă îndeajuns lockdown cât să omoare ceva. Doar așa vine, spune abisal în cap și... Da, dar nu e suficient ceva. Pentru că și invocerul și ăsta, cum zice, Dark Seer-ul are force staff. Deci poate să se scape și între ei, și e mai greu. Dacă au coordonare bună cei de la Liquid. Da, asta înseamnă să ai carry Mali.
Se grupează, văd, la Roșan cei de la Liquid. Eu știu dacă e idee bună să te bagi acolo, chiar dacă ai Agani pe vizaj. Văd că au început să dea destul de mult damage acolo și oare o să simtă? Fii atent că Venomancer-ul, da, nu cred că o să poată să se bată aici, pentru că fucking Mant a decis să farmeze neutral Ancient. Și văd că pe Trider-ul știe că se întâmplă ceva acolo, a aruncat deja Flame Break și cred că o să se dea înapoi. Le e frică că nu văd harta, sunt prezența aici și restul eroilor, mai puțin fucking Mad. Are și ultimata Centaur, avem Ilia și la s-a întâlnit cu ciorile, a dat acolo, a dat dagger, a dat și forța, a zis că nu vreau să stau acolo și da, Roșanul o să pice în mâna celor de la Liquid. Pa chiar în mâna lui TC pe Ember Spirit. Acum se poate lupta liniștit, o să și învie odată. Vin bănuții pentru Liquid. Da, ușor, au cam pus mâna pe hartă. Ia să vedem. Da, diferența uite, chiar atât uite de avantajul la cum s-a dus la după două bătălii eșuate. Da, dar e doar 1500, încă e deschis jocul și la XP vreo 5000 se simte ceva mai mult. Da, știi care e ideea, dacă le ieșeau bătăliile alea se ducea mult mai repede în sus acolo, adică nu era aceeași diferență de a rămas atunci. Da. Văd că a început push-ul mid și Lifestealer-ul nu mai are foarte mult până să-și termine Abyssala, o să tragă de timp și o să farmeze până în momentul în care o să poată și cred că chiar o să... Uite, și-a vândut stick-ul, are un TP acum, apoi să duce să dea un Midas. Nu-i văd pe cei de la Liquid oprindu-se la tier 1. Mă, cred că le convine dacă o să reușească să ia două turnuri și după aia să facă și defend, dar mă îndoiesc că pică destul de repede acolo. Ce înseamnă dezolator și... toate bucățile de la familie. Și fii atent că Patriderul se duce acolo, vrea să prindă pe cineva, nu știe exact pe cine să salte. De ce nu mai are foarte multă viață? Trebuie are aici totuși. Cumva pe invocerul ăla dacă îl prinde. A luat turnul și a tăiat-o imediat acolo TC. Paris farmează liniștit, așteaptă să... Vreau să văd și o găină aia trimisă din timp acolo la shop. Sau poate cred că o să se ducă și o să-l facă el chiar singur. Încă puțin și gata, da. A plecat. Da, are nevoie de Abyssal. Are un pic de 500 movement speed când dă Facebook. Nu e chiar haste, dar suntem foarte, foarte aproape de așa ceva. E bine. E bine și cu Abyssal, precum ziceam, are acum lockdown. Poate să bată rapid pe un Bane, pe un Visage, poate. Visage ceva mai greu de dat jos, dar poate să încerce totuși. Match bun. Match tactic. 30 de minute și încă nu ai nici cea mai vagă idee cine o să câștige. Sunt foarte apropiate echipele. Fucking Mad văd că are 2100 gol. Cred că o să chinuie să pună un dagger pe Venomancer, că nu prea își găsește mereu poziția aia bună să arunce ultimata. Așa, cu un dagger poate o să reușească ceva mai mult. Și un force staff ar merge bine, poate mai scoate pe cineva din belele. Da, da, e posibil și daggerul să fie o idee bună, dar nu știu, cred că mai bine să faci un blade mage. Apuși să dai un damage înapoi acolo. Zic că are HP foarte mic, are 890. Poți să-ți faci blade mail dacă are noroc Ember-ul la o bucată cu pumnul acela magic. nici nu frățică, îți faci și tu force staff ca să știi o treabă. Da, force staff cred că ar fi ok. Dacă nu poți să salvezi aliații, cu force staff mai poți. Și o tornadă dată pe pășune. E bine să dai și la scout așa din când în când să vezi ce mai e pe acolo. Da, nu știi peste ce dai. Dacă îl găsea pe Venomancer pe acolo, easy kill. Ce, cadou de Crăciun. Să-l și prinzi. Un Venomancer, da. Nu știu, Coicva acum poate să facă kill aproape pe oricine cu Hex-ul acela și cu Cold Snap. Și cred că are probleme foarte mari în a obține kill. Mișcări de trupe sus acolo, văd că au dat glyph-ul și cred că o să trească să se retragă, da. Vine și Bane-ul de undeva de departe, e prezent și aici fata care... Fii atent că l-au prins pe pas. Oleo, cât de repede l-a omorât acolo și a dat ultimata de centaur doar ca să scape. Vine și Tornada care dă acolo un pic de gol. Și are... cred că Paris are probleme, cred că o să se întâlnească acolo cu Demon. A vrut ca să-i dea combo, dar uite-te și tu ce înseamnă să ai Sight of Vice pur și simplu la nimicit acolo. N-a avut să-și dea rage-ul. Da, a avut noroc fata că a avut Hex și măcar a reușit să scape. Nu vine să cred că jos acolo Way to Sexy a reușit să doboare singur centaurul cu Aghanim, a făcut foarte, foarte mult damage și Hof, Sigma au probleme destul de mari. Și uite, fii atent că vorbeam de probleme, fata pur și simplu e din nou prins acolo, a pierdut și gemul. A strigat și GG. Cred că, da, o să vedem un GG foarte, foarte ciudat, m-aș fi așteptat să mai joace.
dar... Ai văzut că după ultimul... A murit așa, a murit ăla jos, aia sus. După kill-ul de sus pe lifestealer și-au dat smoke imediat cei de la Liquid sau au venit către mid și l-au prins aparent și pe Batrider. Cred că se certa cu centaur. Frate, de ce ai murit acolo singur? Cum poți să mori? Te-a bătut suportul, bă, tu ești toflenă, te-a bătut singur în suport. Și pe aia s-a trezit cu ultimata lui Bane în față. Da, e interesant.